Hei, salut, eu sunt Mengi și bine v-a regăsit la un nou stream. Hei, salut băieți, eu sunt Mengi și bine v-a regăsit la un nou video. De data aceasta o să acoperim o temă destul de dezbătută în rândul tuturor comunităților de World of Tanks. Chiar recent, pe unul din live-urile mele, câțiva urmăritori au început o mică dispută pe tema winate-ului. În caz că nu știți, am făcut un clip în care explic mai în detaliu aici. Până la urmă, e important, ar trebui să ținem cont de el și dacă da, ce ar trebui să facem ca să ne îmbunătățim neapărat statistica asta, cât și stilul de joc în general. Acum, eu nu sunt un jucător foarte bun, mă consider mediocru spre decent, mai am încă multe de învățat. În schimb, sunt de părere că pot să ofer câteva sfaturi la cel puțin 75% din jucătorii de World of Tanks care mă urmăresc. Era o vreme în care eram foarte concentrat, îmi dădeam foarte mult interesul pentru statistică, dar de vreo 1000 și ceva de jocuri încoace nu-mi prea mai pasă. Mă duc eu la joc în tankuri pe care le cer urmăritorii de tier mic, joc și arti. Nu îmi mai dau interesul și totuși reușesc să mă mențin undeva la 2000. Dacă chiar aș vrea și mi-aș da interesul, pot să trec 2500 foarte, foarte lejer. Cu toate astea, țin minte că la un moment dat eram prins acolo la 800 și ceva, 1000, 1000 și ceva veni 8 și nu reușeam să cresc, nu știam ce să fac, întrebam pe toată lumea, pe toți unicumii pe care îi prindeam în chat. Ce faci? Ce să fac ca să fiu mai bun? Ce ar trebui să fac? O să vă spun acum ce am aflat și mai important din experiența mea, dar totuși să țineți cont că nu este o formulă magică. Papa, am mai făcut o pasta și dintr-o dată joci plus 1000 VN8. În primul și în primul rând, ar trebui să vă puneți în următoarea întrebare. Nu cumva e prea devreme, nu cumva cer prea mult. De obicei, ar trebui să ai overall cu încă un 0 winei decât câte lupte ai. Un 0 în minus. Deci dacă ai 10.000 de jocuri, ar trebui să ai undeva la 1000 VN8. Dacă ai 20.000 de jocuri, ar trebui să ai undeva la 2000 winei. E o cifră aproximativă, pentru că nu ai cum să ceri tu să joci la 2000, să zic la 5000 de jocuri. Ceva e neregulă. Fie ceva violență împotriva focilor implicate, fie ești următorul skill ETU. Îmi cer scuze pentru introducerea puțin cam lungă, dar eu lucrez fără script și e mai greu să-mi structurez ideile, dar mă simt mai bine așa. Asta e stilul meu, sunt mai spontan. Eu vă recomand în felul următor. Intrați pe unul din site-urile astea, ori WhatInfo, ori WhatLife. Căutați pur și simplu asta pe Google, o să las link-ul în descriere. Și aici vă scrieți numele vostru din joc, fiți atenți să selectați regiunea corectă. Dați un search și o să vă arate statistici detaliate despre performanța voastră. În caz că nu știți deja. Intrați la Tanks și aici o să fie toate tankurile voastre cu care ați jucat. Puteți să le ordonați după damage, după XP, după victorii. Ordonați-le după VN8 și căutați din tankurile astea mai de pe sus unul în care o să jucați cu plăcere. Pentru că trebuie să găsiți un tank în care să vă descurcați bine și care să vă placă să-l jucați. De ce? În afară de avantajul pe scurt timp că na, o să-ți ridici puțin statistica dacă joci în cel în care te descurci cel mai bine, o să-ți crească și alte... O să ai și alte avantaje, cum ar fi creșterea încrederii în forțele tale, pentru că trebuie să fii foarte încrezător. Eu țin minte că până relativ recent mi-era frică, oarecum, na. Dacă vedeam unul albastru sau un verde sau un unicum din start, ăsta mă bate, wow, ce o să-mi facă, nu reușește să facă nimic, că se înclină perfect, mă lovește la expo și tot. Acum, practic, nu mai am niciun stres, joc exact la fel, dacă mă bat cu unul cu 20.000 sau cu unul cu 2500. Până foarte recent, cam vreo câțiva ani am jucat vanilla, fără moduri instalate. Acum mi-a luat mod pe acolo Cube ca să văd eu care mai e treaba prin random. Hai să fiu sincer, l-am luat pentru că mi-era silă să debifez fiecare dată, să trec pe credite și să mut consumabile, echipamentele alea, gen plas de camuflaj și binocularii. Dar mai important, ca să-mi arate care inamici au fost detectați, pentru că în anumite situații poate dea un avantaj. Și cu modificările pe care le-au băgat ăștia de la UG în clientul standard, nu se mai simte așa tare nevoia de moduri. Ca să recapitulez, jucați un tank în care vă jucați bine. Jucați, pentru că ăsta e cel mai bun mod de a învăța, prin experiență.
Da, te mai uiți la un live, te mai uiți la un tutorial, e bine, dar trebuie să aplici tu acolo, înveți din experiență. A, dacă fac asta, se întâmplă asta, el o să facă chestia cealaltă. Nu mai e așa importantă poziționarea pe hartă, nu mai sunt pozițiile alea extrem de importante. O, te duce aici, un joc bun, pentru că s-au schimbat atât de mult în jocul ăsta, încât și eu trebuie să-l învăț la capăt, trebuie să învăț hărțile. Dar mi-am dat seama că oricât de bună ar fi poziția aia, dacă tu ești un jucător slab, dacă ai frică, nu știi să te folosești de tank, nu știi ce tank ai în față și ce ar trebui să faci ca să-l pui pe el în dezavantaj, degeaba e poziția aia foarte bună. Și încrederea asta în tine și determinarea o capeți prin experiență, jucând. Evident, puteți să vă maximizați șansele evitând să jucați cu tankuri stock sau cu tankuri slabe. Încărcați acolo ceva muniție premium dacă e nevoie. Vă puneți corect echipamentul și skill-urile la echipaj. Și foarte, foarte important, trebuie să aveți răbdare. Jucați, jucați și la un moment dat o să creșteți. Dar țineți minte că nu toți jucătorii sunt la fel, nu toți oamenii sunt la fel din fericire. Pur și simplu, unii nu pot să ajungă să joace la 3000 winate constant niciodată. Poate aici mă încadrez și eu, nu vreau să accept gândul ăsta. Evident că e foarte important în ce tankuri joci, în ce dispoziție joci, pentru cât timp joci. Sunt foarte multe variabile care contează și e foarte ușor de farma statistica asta. Ca să recapitulăm, în primul și în primul rând, uitați-vă la așteptările voastre să nu fie cumva poziționate prea sus. Poți să ceri statistică de la 10.000 de lupte încolo, să o ceri în mod serios. Dacă ești ambițios, așa cum am făcut-o și eu, poți să încerci de la câteva mii. Dar realistic vorbind, nu prea o să se întâmple până la 15.000. După 15.000 o să poți, de cele mai multe ori, să joci la unii cum constant, dacă îți dai interesul. Apoi, răbdare și perseverență. Încercați să învățați cât mai multe chestii, atât despre hartă, despre tankuri și despre strategii de joc, pe ansamblu. Să știi că pe harta asta mă duc la poziția asta, dacă câștig mă duc încolo, dacă nu mă întorc înapoi. Asta se învață și cu experiența, dar și din experiența altora. Și YouTube-ul și Twitch-ul sunt medii foarte bune din care puteți extrage informația asta. Apoi, găsește câteva tankuri pe care tu te descurci și joacă-le. Dacă ai foarte puțină experiență, ia grelele, pentru că sertătoare și o să mai scapi basma curată din când în când, în caz că te-ai expus prea mult. E foarte important să perseverezi, să-ți dorești cu adevărat să fii bun, să încerci, pentru că la un moment dat o să reușești. Sunt sigur de asta și ați crește winate-urile în proces de durată și cred că și de asta e foarte satisfăcător. Cred că am fost puțin ambigu, dar chestia asta e foarte abstractă. Evident că poți să iei un tank super OP cum e Object 705 sau 268 V4 și să farmezi winate-ul cu el, sau mai zic la tier 3 și 4 cu tankuri de alea de stat pe de Steel Club. Dacă vrei cu adevărat să înveți să joci și să te descurci bine pe orice vehicul, în orice situație, în orice matchmaking, atât timp cât ai un RNG decent, evident și cu o echipă, că dacă e 15-1 nu poți să faci cine știe ce. Trebuie să nu te grăbești, să lași lucrurile să meargă pe făgașul lor, pentru că așa funcționează. Să nu uităm totuși că ăsta e un joc și scopul principal ar fi să ne relaxăm, să ne distăm, să ne simțim bine. Și asta nu vine neapărat din stima celorlalți pentru statistică, pentru că sunt foarte, foarte mulți care au o statistică decentă, bună și foarte bună, și deja nu mai e nimic special. Și sincer să fiu, nu am văzut decât foarte, foarte rar persoane în random care să le jignească pe altele, să le insulte pentru că au o statistică mai slabă. De obicei asta contează atunci când vrei să intri într-un clan. E bine să o ai așa ca măsură de siguranță pentru random, ca să aibă ceva multă valoare și greutate argumentul tău, dar în grad suficient de maturitate pur și simplu o să înlături nevoia de asta, pentru că acea micuță ceartă nu mai înseamnă nimic. Am repetat ce am vrut să spun de două ori, deci ar trebui să fi înțeles. Dacă nu, nu știu, poți să mă lași un comentariu și o să încerc să te lămuresc. Mulțumesc pentru vizionare, sper că ți-a folosit. Dacă da, super, dacă nu, asta e. Poate o să mai fac altul care o să explic mai bine, poate mai vin ceva de parcurs. Acum e foarte târziu, tocmai am terminat un stream de câteva ore, deci vă rog să mă scuzați că n-am fost foarte entuziast. Mult succes în călătoria voastră, știu cum e, am fost și eu pe acolo, toți au fost pe acolo. Și credeți-mă că e posibil. Curaj și răbdare, o să reușiți. Salut! Oh!